Astăzi aș vrea să discutăm despre diferențele care apar între o mașină convențională și o mașină electrică. Prin convențională mă refer la un autoturism care are un motor cu ardere internă. Așa că dacă ești curios să afli care sunt aceste diferențe, îți sugerez să urmărești acest video. Diferențele pe care vreau să vi le prezint sunt mai mult legate de costuri, ce costuri implică și la ce să ne așteptăm. În momentul în care ne achiziționăm o mașină full electrică, avem și opțiunea de mașină hibridă și, să fiu sincer, având în vedere ce infrastructură avem în România la ora actuală, ar fi mai indicat să ne luăm una hibridă, plug-in hybrid mai exact, să o putem încărca, să o folosim în oraș doar pe modul full electric, dar dacă rămânem fără electricitate, fără baterie, să putem continua drumul folosind motorul termic sau în modul hibrid. Hai să începem direct cu consumul. Un autoturism electric consumă aproximativ 14-18 kWh la 100 de kilometri. Având în vedere faptul că un kW are un preț mediu de aproximativ 0,70 lei sau 70 de bani, ține un cost mediu pe 100 de kilometri de aproximativ 11 lei la 100 de kilometri. Dacă ai o Tesla care are 700 de cai putere și mergi cu ea în mod sportiv, consumul ăsta se va duce undeva pe la 20-28 și chiar și așa ne vom apropia de un consum dublu de aproximativ 22 de lei la 100 de kilometri. Mă rog, asta a fost așa o mică paranteză. Pe noi acum ne interesează consumul mediu, care, după cum am spus, este 11 lei la 100 de kilometri. Un autoturism pe benzină consumă aproximativ 7 litri la 100 de kilometri, în medie. Sunt cele de generație mai nouă care consumă mai puțin, cu injecție directă, raport de compresie mai mare, multe alte detalii. Dar să luăm o medie de 7 litri la 100 de kilometri. Ca să fiu sincer, la Audi aveam un consum mediu de 8,2 la 100 de kilometri, mers ușor sportiv. La diesel avem un consum mediu de cam 5 litri la 100 de kilometri. Dacă ar fi acum să înmulțim prețul carburantului, prețul standard, nu cel premium, de carburant premium care crește cu 40, 50, 60 de bani per litru, am avea un consum de aproximativ 42 de lei la 100 de kilometri, respectiv aproximativ 30 de lei la 100 de kilometri. După cum se observă, o mașină electrică, un autoturism full electric, este de aproximativ 3 ori mai economic decât un autoturism diesel și de aproximativ 4 ori mai eficient, mai economic decât un autoturism pe benzină. Calculul va fi cam așa. În 200.000 de kilometri, unde vom ajunge noi cu costurile? Hai să vedem. 200.000 de kilometri ori 42 pe 100 sunt 84.000 de lei, iar la autovehiculul nostru electric ar fi de 22.000 de lei. Cât înseamnă aceste prețuri în euro? 4.600 de euro, 18.000 de euro, 12.900 de euro. Cu alte cuvinte, ăsta este unul dintre motivele pentru care la achiziția unui autoturism full electric nou avem un preț crescut. Asta e unul dintre motive. Al doilea ar fi faptul că bateriile sunt scumpe, de asta este costul atât de ridicat. Bateriile ridică prețul de fabricare al autoturismului nostru full electric. Și acum o să vină și partea de mentenanță. Acum vorbesc de ambele tipuri de autoturisme convenționale, fie că pe benzină, fie că pe motorină. Avem de schimbat așa. Hai să le trec cu roșu. Bujii, ulei plus filtre. Distribuție. La capitolul bujii avem și bujii incandescente la motoarele diesel. Acumulatorul pe care îl schimbăm la 4, 5, 6, 7 ani, DPF. Dacă ajunge la 5 km și ai un motor diesel modern, pe la 200.000 de km o să schimbi și DPF-ul. Dacă mașina îmbătrânește prea mult, va fi nevoie să schimbăm. Ăsta nu o să le mai trebuie pentru că sunt lucrări care se fac destul de rar, dar se fac la mașini mai vechi în mod special. Nu o să specific chiar tot ce trebuie să schimbăm, pentru că sunt anumite componente pe care le schimbăm la mașini vechi și foarte vechi, cum ar fi evacuarea, o parte, nu știu, intermediară, finală, o conductă, un colier, o sondă lambda, asta cred că aș putea să o trec dacă la mașinile care au DPF au și ele sonde lambda,
mulți alți senzori care sunt pe motor. Eu acum o să iau în calcul doar consumabilele, mai exact ulei plus filtre. La un motor de 2 litri pe benzină intră cam 5 litri de ulei. Dacă sunt motoare mai micuțe, nu știu, de 1.6, spre exemplu, intră cam aproximativ 4 litri de ulei. Fac așa o medie de 500 de lei pe revizie, asta într-un caz fericit, la reprezentanță când e mașina nouă, poate să coste până la 900 de lei o revizie, în schimb de ulei și filtre. Distribuția, dacă este pe curea, este din grupul VAC, de exemplu, costă undeva aproximativ 1.500 de lei, plusuri, minusuri. La Audi, de exemplu, la A3 era mai simplă, aveam o rolă întinzător, curea, pompă de apă și o curea de accesorii, atât. Te costă distribuția într-un service 1000 de lei. Dar la unele modele este mai complicată, distribuția este mai scumpă. Iau ca medie 1500 de lei. DPF-ul odată îl schimbi la 200 de mii în medie. Am mai vorbit despre asta. Sunt cazuri în care îl schimbi la 100 de mii, sunt cazuri în care îl schimbi la 350 de mii de kilometri. Media e cam 200 de mii. Iar un acumulator în medie costă cam 350 de lei, depinde de tipul bateriei, de amperaj, de putere. Dacă e diesel, ai nevoie de o baterie mai puternică și te va lăsa mai repede. La diesel poți să ai baterie și de 400, 500, 600 de lei. Dacă ai un seria 7, bine, aici în seria 7 nu intră în o mașină obișnuită. O baterie de seria 7 specială costă și 1200 de lei, am văzut. Dar vorbim din nou de valori medii. Sondele Lambda costă cam 400 de lei una, dar nu o să le iau acum în calcul pentru că poate să se strice, poate să nu se strice. Și uite așa am ajuns la un preț la o mașină convențională. O să fac cu și fără DPF în cazul în care avem o mașină pe benzină. Deci am avea 20.300. Dacă am avea un motor diesel, am avea 12.900, 16.700 de euro. Și ar mai fi de adăugat reviziile la cutiile automate care trebuie făcute periodic. Autoturismele care vin cu transmisii automate în 200.000 de kilometri, cred că ar fi cazul să schimbăm uleiul de 3-4 ori. Asta ar însemna un cost de încă aproximativ 800-1000 de euro, pe care nu îl mai trec aici. Și dacă ar fi să schimbăm la transmisia manuală, la cutia manuală sau în grupuri uleiul, acesta nu e foarte scump, deci nu-l luăm în calcul. Și uite așa avem niște costuri de aproximativ 21.000, respectiv 17.000 de euro pentru a merge cu un autoturism convențional 200.000 de kilometri. Acum dacă facem calculele la autoturismul nostru full electric, în afară de electricitate, probabil vreun LED de schimbat și consumabilele obișnuite pe care nu le-am pus aici, la ambele tipuri de mașini avem nevoie de anvelope, plăcuțe de frână, discuri de frână, capete de bară, bucșe, pivoți, brațe, cabluri, parte electrică, freon. Am specificat, nu avem ulei, nu avem antigel, nu avem distribuție, nu avem filtre. Avem filtrul de polen pentru habitacul, îl avem și aici. La inspecția tehnică, spre exemplu, nu mai facem test de emisii, nu avem la ce. Ce s-ar putea strica la o mașină electrică, eventual un modul. Multă lume își face griji privind durata de viață a bateriilor la o mașină full electrică, cât timp ne țin și cât ne costă să le înlocuim. Durata medie de viață a bateriilor este de cam 8 ani. După 8 ani, dacă avem o mașină full electrică, nu știu, de talia unui Renault Zoe sau... costă undeva la 10.000 de euro bateriile să ne înlocuim. O sumă destul de mare, dar cred că după 8 ani de zile la un autoturism electric o să apară programe de buyback sau un program care să ne ajute să înlocuim bateriile la un preț mai accesibil. În rest, în afară de acest cost, cât ai mașina, nu bagi decât curent. Deci o încarci cu 10-20 de lei. În rest, nu mergi decât cu 10-20 de lei la 100 de kilometri. Nu ai de ce să te îngrijorezi că se gripează motorul, că scoate fum, că te lasă turbosuflanta. Asta n-am mai luat-o în calcul aici. Faptul că te lasă ambreiajul, care costă 2000-3000 de lei, faptul că cedează un injector, faptul că te lasă turbosuflanta, faptul că ai cine știe ce probleme mecanice care necesită mulți bani. Eu acum am vorbit aici doar de consumabile.
Dacă se mai strică ceva, deja vor fi alte costuri, ne vom duce deja pe la 23-25.000 de euro. Iar în oraș este binevenită pentru că avem emisii zero. O să testez cât de curând, cred că duminică o să conduc un Golf E din 2018. Vreau să văd cum se simte, cum se comportă, ce autonomie are în realitate. O să vă țin la curent, cred că luni sau marți, o să postez despre această mașină, e-Golf. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri sau dacă am omis ceva, e imposibil să nu fi omis ceva, puteți să-mi scrieți în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.